S-au căsătorit deși au doar 6 ani. Vorbim despre un băiețel și o fetiță care au vizitat astăzi un târg pentru îndrăgostiți. Acolo perechile au avut șansa să devină soț și soție pentru o singură zi. Pe lângă toate, vizitatorii au putut deja să aleagă cadouri originale pentru ziua îndrăgostiților, care este foarte aproape. Итак, объявляем вас мужем и женой. Артём, бери колечко и один на пальчик сей. Și iată așa, cei doi micuți au devenit mire și mireasă pentru o zi. Nu a lipsit nici etapa cu aruncatul buchetului miresei. Dar ei nu au fost singurii care au vrut să-și oficializeze relația pentru o zi. Acești tineri au venit la eveniment îmbrăcați ca la o adevărată nuntă. Sunt căsătoriți de 3 ani, dar au vrut să mai facă o dată acest pas. La târg, cei îndrăgostiți au putut să facă și poze în tunelul dragostei, un loc creat special pentru ei. Tot pentru ei, la orice pas, găsea inimioare, așa că pentru îndrăgostiți a fost simplu să aleagă un cadou pentru ziua de 14 februarie. Această tânără propunea tot felul de inscripții făcute în lemn. Вот есть различные брелки, те, кто любит что-то интересное, связанное с мультиками Вали и Ева. Всем очень нравится. Тоже вот такие белки, потом таблички. Это стоит 120 лей. La târg au putut fi găsite și alte cadouri originale pentru ziua îndrăgostiților, tot felul de pernuțe sau îngerași handmade. Mie personal îmi place foarte mult, iată așa un îngeraș, foarte drăguț. Așa 100 de lei, da. Așa o inimioară tot. Buchete de flori, da. Da, 20 de lei bucata. Chiar și tablourile au avut ca temă principală dragostea. Aici au mai putut fi găsite bijuterii, haine, accesorii pentru casă, dar și prăjituri care te atrăgeau ca un magnet. Все началось с хобби, которое плавно переросло вот в такое небольшое как бы предприятие. Târgul a avut loc într-un centru comercial din capitală.